Astăzi vom răspunde la întrebarea: trăiesc păsări flamingo în România? Salutare, dragilor! Eu sunt Gabriel Icosa și astăzi răspund la întrebările voastre. Dacă vrei și tu să-mi adresezi o întrebare despre animale și natură, abonează-te la acest canal pentru a face parte din comunitate și lasă întrebarea ta într-un comentariu de la ultima postare din secțiunea Comunitate. Avifauna din România include un număr de aproximativ 394 de specii, dintre care una a fost introdusă și 10 specii sunt prezente în România accidental. Flamingii, Phenicopterus roseus, este cea mai răspândită și cea mai mare din speciile de flamingo. Se găsește în Africa, pe subcontinentul indian și în Orientul Mijlociu și în Europa de Sud. Sunt păsări călătoare, gregare, adică trăiesc în grupuri mari. Phenicopterus roseus este cea mai mare specie de flamingo. Are o înălțime între 110-150 de centimetri și o greutate de 2 până la 4 kg. Cea mai mare parte a penajului este roz-alb și penele primare și secundare de zbor sunt negre, iar picioarele sunt în întregime roz. Puii sunt acoperiți de un puf gri, flamingii juvenili sunt mai pali și culoarea picioarelor este mai întunecată. Colorația penajului la adulți provine de la pigmenții carotenoizi din organisme cu care se hrănesc. Flamingii se hrănesc cu alge și crustacei, ciocul lor are o formă ciudată și este special adaptat pentru a separa noroiul și nămolul de hrana pe care o consumă și în mod unic sunt folosite cu susul în jos. În lume se întâlnesc 6 specii de păsări flamingo, iar Phenicopterus roseus este singura specie care poate fi văzută ocazional și la noi în România. Este vizitator foarte rar al Deltei Dunării, sunt păsări care în migrația lor poposesc scurte perioade de timp pentru odihnă la marginea lacurilor cu apă puțin adâncă de lângă litoral. Vinerea viitoare vom răspunde la întrebarea: cum zboară păsările? Și dacă vei apăsa pe acest card, vei putea vedea ce alte animale rare mai pot fi văzute în România. Abonează-te la canal pentru a face parte din comunitate și lasă întrebarea ta în secțiunea cu același nume. Și te poți abona dacă apeși pe acest avatar. În partea mea stângă sunt alte două clipuri despre animale pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.